Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Doi agenți economici au făcut o donație atât primăriei orașului Nisporeni, cât și inspectoratului de poliție. Aceștia au oferit un lot de măști de protecție, 20 de litri de dezinfectant, dar și 100 de litri de motorină, necesare în această perioadă dificilă. Autoritățile locale, împreună cu angajații inspectoratului de poliție Nisporeni, au pășit pragul fabricii de croitorie din orașul Nisporeni pentru a mulțumi agentului economic, cât și croitoreselor care au cusut măști multifuncționale pentru polițiștii implicați în misiuni în aceste momente, când situația epidemiologică privind COVID-19 este critică. Mulțumim companiei noastre sau întreprinderii pentru măștii care s-au făcut cadou atât administrației cât și spitalului. Știu că treceți printr-o perioadă grea, nu doar ce și depinde de muncă, dar și psihologic. Noi suntem alături de noastră să vă încurajăm să știți că suntem alături de conducerea întreprinderii, de domnul Șeptelici, ca să trecem împreună de aceste încercări. Iar în semn de recunoștință, oaspeții au înmânat gazdei o diplomă. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Noi apreciem și vă mulțumim până la pământ și venim cu o diplomă de mulțumire colectivului de muncă. Un alt agent economic care gestionează un atelier de croitorie în satul Bălăurești a oferit și el un lot de măști de protecție și 20 de litri de soluție dezinfectantă pentru polițiști. De asemenea, întreprinzătorul a mai donat și 100 de litri de motorină pentru întreprinderea municipală Gospodăria Comunală. Știu că conducerea întreprinderii, domnul Lâncașu, a făcut și unele donații, atât pentru Inspectoratul de Poliție, cât și pentru Gospodăria Comunală Nisporeni, dar pe această cale noi îi mulțumim, însă asta nu este tot. Noi am venit în mod special pentru dumneavoastră să vă încurajăm, să știți că cu paza celui de sus o să trecem peste toate greutățile. Iar noi, ce depinde de noi, facem tot ce e posibil, cum și dumneavoastră. De aceea, în aceste clipe grele, noi vă mulțumim, în mod special pentru muncă, pentru curaj și că mergeți mai departe cu încredere. Și efectiv este mulțumit. Am făcut, știți că ați făcut și un lot cu transfer. Noi vrem să vă mulțumim frumos în semn de recunoștință pentru conlucrare și parteneriat pozitiv în combaterea și prevenirea pandemiei COVID-19. Noi vă mulțumim și vrem aplauze pentru voi, pentru ce. Îmi pare bine că e cu folos și ei și putem contribui și noi, cu multă încredere și cu un pic de stăruință, facem tot posibilul și scăpăm de pandemia asta. Am făcut un lot de 500 de măști pentru poliție, le-am donat din și ei pe prima linie și au cel mai mult nevoie de dânsele. Și amoi am 20 de litri de dezinfectant, tot pentru poliție, câte 100 de litri de motorină pentru primărie Nisporeni, să stropească, să dezinfecteze raionul. Din cei și putem, contribuim cu cei și este la moment. Cât putem, atât să contribuim. Într-adevăr, este nevoie. Situația dată. Șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a menționat că măștile de protecție și dezinfectantul vor fi utilizate în special de polițiștii din prima linie, care sunt expuși riscului în timpul activității în lupta cu COVID-19. Acum suntem în satul Bălăurești la agentul economic Constantin Lâncașu. Ne-a făcut o donație de 150 de măști multifuncționale. Am mai făcut un transfer și ne-am mai cusut încă 500 de măști contraplată de Inspectoratului de Poliție. De asemenea, astăzi domnul Lâncașu ne-a mai făcut o donație de 20 de litri de dezinfectant. Mai avem un agent economic în orașul Nisporeni, întreprind societatea pe acțiuni Codreanca, care
tot a donat un set de 150 de măști multifuncționale. Motorina oferită gospodăriei comunale Nisporeni va fi și ea necesară în această perioadă, când autospecialele întreprinderii sunt implicate în lucrările de dezinfectare și salubrizarea orașului. Orice binefacere este binevenită totdeauna și pentru toți. Asta trebuiască iară multă motorină, mult combustibil, așa să vorbim, că nu numai motorină și benzină folosim. S-au început lucrările pe teritoriul la cimitirile, lumea începe a scoate pe marginea drumului, adică pe marginea cimitirului, gunoiul de pe mormânte, care noi stăruim să nu lăsăm în cantitatea mare și până la Paște, până la Paște Blajenului, ca și fiecare an să ne stăruim să fie curat în zona cimitirului. Vreau să zic sincer mulțumiri la domnul agent economic care ne-a donat la moment dat 100 de litri de motorină. Precizăm că la data de 11 martie, guvernul a aprobat o decizie prin care interzice exportul măștilor, mănușilor și produselor biocide. Încă două persoane au decedat din cauza COVID-19, astfel bilanțul a ajuns la 21 de morți. Despre aceasta a anunțat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Mai avem două persoane care au decedat. Este vorba despre doi bărbați și într-un caz și în altul cu vârsta de 68 de ani. În primul caz, persoana a fost internată la Institutul de Medicină Urgentă pe data de 3 aprilie, în stare extrem de gravă. În cel de-al doilea caz, la aceeași instituție a fost plasată în data de 6 aprilie, transferată de la Glodeni, iarăși în stare extrem de grave. Totodată, Viorica Dumbrăveanu a prezentat și care este starea de sănătate a persoanelor infectate cu coronavirus. Din numărul total de pacienți internați, 77 se află în stare gravă. La moment avem în stare gravă 77 de persoane, cu gravitate medie 335 de persoane. În rest, este vorba despre stare satisfăcătoare. Până la momentul actual au fost tratate 40 de persoane. Menționăm că până în ziua de 7 aprilie, 40 de persoane s-au tratat de COVID-19, iar 21 au decedat. Republica Moldova va trece la scenariul 4 de gestionare a pandemiei de COVID-19. O declarație în acest sens a făcut șeful statului Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Cu toții înțelegem că cel mai probabil astăzi vom intra în scenariul al patrulea, care presupune numărul de cazuri infectate în Republica Moldova mai mult de 1000. Din start vreau să menționez că primele trei scenarii, 1, 2, 3, primele trei etape au fost gestionate conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și conform opinii experților au fost gestionate corect. Înțelegem că odată ce intrăm în scenariul 4, ne vom pomeni în zona de vârf al acestei crize. Igor Dodon a declarat că pentru a face față acestui scenariu este nevoie de medici, medicamente, utilaje medicale și spitale. Potrivit lui, în această etapă, 27 de spitale și instituții spitalicești de nivel național, regional și spitalele raionale sunt implicate pentru gestionarea crizei create de noul coronavirus. La această etapă sunt implicate în gestionarea crizei 27 de spitale și instituții spitalicești din Republica Moldova. Este vorba de nivelul național, nivelul regional și am început să implicăm în gestionarea acestei crize și spitalele raionale. Mai mult ca atât, pentru a scoate presiunea asupra instituțiilor medicale, am luat decizia să creăm un centru de triere, cunoașteți la Moldexpo, care a fost pregătit și începe să funcționeze pentru trierea pacienților sau celor care sunt suspecți. Vreau să vă spun că astăzi am abordat acest subiect, că dacă va fi necesar, suntem gata să facem centre de triere suplimentare.
Președintele a mai precizat că peste 45.000 de persoane sunt implicate în gestionarea pandemiei. La ziua de astăzi am făcut evaluarea de ce personal medical dispunem în Republica Moldova. În total, în instituțiile sau în domeniul de stat, public de sănătate, la moment avem 12.537 de medici și am făcut evaluarea și sectorului privat. Suplimentar, în acest sector sunt 1.869 de medici. Adică, în total, este vorba de peste 14.000 de medici care ar putea fi implicați în gestionarea acestei crize. În afară de aceasta, asistenți medicali 22.955 la stat și la privat 1.522 și infermiere peste 10.780 de persoane. Dacă o să facem o sumă totală, este vorba de circa 45, aproape 50.000 de persoane care sunt implicate total sau urmează a fi implicate în gestionarea acestei pandemii. Prin urmare, la capitolul ceea ce ține personal medical, la această etapă dispunem de personal suficient pentru a gestiona zona de vârf prin care va trece Republica Moldova în următoarele săptămâni. Totodată, șeful statului a dat asigurări că în țară nu este deficit de produse agroalimentare, iar astfel prețurile nu vor crește. În raionul Suroca au fost confirmate până la moment 126 de cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții sunt internați la Suroca, dar și la spitalele din capitală. La spitalul din Suroca vor fi internate doar persoanele cu noul tip de coronavirus, iar pacienții cu alte afecțiuni vor fi internați la spitalul din Florești. Pe o rețea de socializare, o pacientă din Soroca a postat un filmuleț în care vorbește despre condițiile spitalului în care este internată, dar și despre faptul că a fost infectată cu COVID-19 din cauza medicilor. Fiind spitalizată pentru o intervenție chirurgicală, m-am infectat în spital de COVID. M-au externat acasă, asta este greșeala și cu toată responsabilitatea îi asum această vină doamnei șefii de spital care a comis, eu sucot asta, o crimă, permițându-ne la toți pacienții care am fost în contact cu medicii și am avut posibilitatea ca să fim infectați, să părăsim spitalul. Am infectat soțul și pe data de 25, după ce am fost externată, am prezentat febră. După ce ni s-au anunțat că testele sunt pozitive, ne-au transferat la spitalul de boli infecțioase, de tuberculoză, fostul spital vechi. Nu avem gram de apă, stăm aici într-o stare, nu știu cum să vă spun. Asta e zero, e nimic, se poate de răbdat și se poate de înțeles. Noi nu știm care e medicul responsabil pentru noi. Nu a venit nimeni să ne spună ce preparate medicamentoase noi primim. Ne s-au dat pastilele și doamna a spus, sora medicală, ne-a spus că ea nu știe ce este pastile și pentru ce. Administrația spitalului a reacționat în urma acestui filmuleț. Astfel, pacienții care erau internați la fostul dispensar de tuberculoză de pe strada Decebal au fost transferați în secția chirurgie a spitalului raional. Cât privește învinuirile aduse în adresa șefei spitalului, Angela Rusnac susține că acestea nu sunt întemeiate. Până la momentul de față, eu am procedat corect, conform situației și vreau să vă spun că e o situație imprevizibilă. În cazurile acestea, unele situații ideale, optimiste, cum v-am spus deja, se schimbă nu pe zile, dar se schimbă pe ore. Și vreau să menționez că este o formulă pe care mergem și eu nu știu pentru ce eu ar trebui să îmi scriu Dimitria. Dacă și din cauza doamnei care ieri a postat, eu, doamna, o estimez foarte și foarte mult. Pentru prima dată
ca și dumneavoastră, poate ca și unii din dumneavoastră, am văzut-o pentru prima dată pe postarea pe Facebook. Desigur că m-a durut foarte mult, deoarece am primit în adresa mea niște învinuiri neîntemeiate. Ieri, chiar după ce am vizionat, eu am fost la dumneai, m-am deplasat, chiar acolo unii se aflau împreună cu soțul. Noi am discutat, dumneai au abordat niște probleme, noi problemele le-am discutat, am înțeles că primul caz, că cu condițiile nu sunt chiar cele mai potrivite și dacă am posibilitate să creez mai bune condiții, deci timp de o noapte le-am făcut. Astăzi, iarăși, dimineața am fost la doamna în cauză împreună cu soțul. Ei se simt mult mai bine, sunt în condiții mult mai bune și nu numai ei, dar absolut toți pacienții care se aflau ieri la o bază veche. Noi înțelegem că baza aceea veche, ea nu corespundea nici pe departe tuturor normelor, dar am hotărât pe ultimii sute de pași când de acum era necesar să primim pacienții cu COVID. Astăzi de acum s-au mai aranjat lucrurile, am făcut estimările și putem spune și să le facem unele remanieri. În ceea ce privește infectarea, deci responsabilitatea mea de a fi infectată, vreau să vă spun că nu-i de acord. E o coincidență. E o coincidență și încă o dată se accentuează momentul că totuși persoana zero de declanșare totuși a fost persoana decedată. Deoarece pe data de 21, pe data de 19, o persoană a fost adusă în stare extrem de gravă și evident a fost adusă în secția de anestezie și reanimație. Cu părere de rău, pacienta a fost operată în acea zi de patologie ginecologică și au fost împreună într-un spațiu. Îmi pare foarte rău, dar noi nu prelevam probe, deoarece probele au început să preleveze de pe data din 1 aprilie, când am devenit spital strategic. A fost atât de subit decesul acestei persoane și angajatul care a fost depistat cu COVID, noi, în rândurile asistenților medicali din unitatea de primire a urgență, au fost pe data de 25. Până atunci, doamna de acum era externată. Astăzi, pacienta a postat un nou filmuleț în care menționează că a fost mutată într-un salon cu condiții adecvate și că dispune de tratament corespunzător împreună cu ceilalți pacienți. S-au întreprins măsuri, administrația spitalului a întreprins măsuri. Suntem transferați în secție din chirurgie din deal. Totul e bine. Avem baie și WC-ul la salon. Ni se administrează pastile. A fost medic și am vorbit dimineață cu medicul. Ne-a prezentat, ne-a spus cum o să fim tratați, care este metoda. Mulțumesc administrației spitalului că au reacționat pozitiv la rugămințele noastre. Potrivit șefei Spitalului Raional Soroca, Angela Rusnac, la moment instituția este asigurată cu tot necesarul pentru a trata persoanele infectate cu noul tip de coronavirus. Vreau să vă menționez că la momentul de față noi suntem dotați cu echipament medical, dar pe parcurs noi am avut sunete și personal s-a implicat și președintele raionului și consilierii s-au implicat în vederea dotării instituției medicale. Noi trebuie să înțelegem foarte clar că numărul persoanelor care vin în staționar, care se adresează, deci se schimbă pe ore, chiar pe minute. Este necesar permanent de reînnoit dispozitivele medicale care, conform normele sanitare epidemiologice, se decontează la deșeuri. La momentul de față vreau să menționez că nu trebuie noi să panicăm. Virusul acesta se răspândește, dar în 80% evoluează în formele ușoare. Mulți se vehiculează în metodele de tratament și vreau să vă menționez că acest virus în formele ușoare se administrează
numai pastile de paracetamol dacă este febră și pastile specializate antivirale care sunt în farmacie spitalicească. Astea sunt formele ușoare și gravitate și care decurt numai cu o evoluție de temperatură fără afectarea careva organelor, cum este prioritar, este plămânii. Sunt conform normelor protocolului, deci aparte se tratează formele grave și formele severe. Aceste forme, desigur că de acum e necesar să întreprindem măsuri injectabile sau intramusculare sau intravenoase simptomatice, administrarea antibioticilor. Noi avem tot arsenalul de antibiotici care poate fi utilizat atât intramuscular cât și intravenos. Problema noastră, deci ne-am reamplasat, avem bază, avem ieșit din situație să creiem gărzi 24 în 24 la fiecare secție. Toți pacienții sunt examinați de medic, cu toate că v-am spus deja preventiv că noi avem un deficit de cadre în urma carantinei care a fost stabilită pe secțiile unitate de primire de urgență, secția ATIU, adică anestezie și reanimație, și secția de chirurgie. La momentul de față, carantina durează 2 săptămâni a angajaților și, într-adevăr, eu vreau tot să înțelegem foarte bine că da, noi ducem o lipsă de cadre, dar noi antrenăm cadrele din alte secții. Să vedeți, lucrătorii medicali lucrează, echipați, se acomodează, la moment se acomodează. Să știți că și pentru colectiv este foarte dificil, deoarece dintr-o secție se adaptează în altă secție, dar totuși noi sperăm că cu înțelegerea dumneavoastră, înțelegerea cu dorința noastră de a ajuta pacienților, noi să depășim această criză. Echipa noastră a efectuat mai multe filmări în incinta spitalului, inclusiv în secția farmacie și depozitele spitalului. Suntem în secția farmacie, unde sunt stocate medicamentele care sunt preconizate pentru tratamentul pacienților care stau internați în Spitalul Regional Apsacar din Soroca. Deci, la moment avem în stoc medicamente în sumă de 2 milioane 800 de lei. Nici în Europa, nici în China nu se cunosc protocoale de tratament care încearcă medicii un protocol, adică un fel de tratament, încearcă altfel, la care le reușește, la care nu, dar de bază, substanțiale sunt antibioticele, astea și preparatul Plaquenil, Tamiflu, Aluvia. Aluvia și Plaquenil trebuie să le primim în curând. Am primit 5 flacoane, de acum 3 date, fiindcă nu sunt chiar așa mulți pacienți, sunt undeva în jur de 40 și îi primesc preparatul dat într-o cutie, într-o 120 de pastile, deci 3 cutii au fost eliberate, 2 mai sunt în farmacie, este la evidență strictă, și Tamiflu, care tot la fel este prescris de secția contagioasă, care la moment avem 120 de cutii de Tamiflu în farmacie. Pe lângă asta, deci chiar vine, am primit 4.000 de blistre de tablete paracetamol, la acelea 2000 și ceva care le-am avut în farmacie, adică iar este suficient așa preparat. Un alt din preparat din grupa antibioticilor care merge la tratamentul la COVID sau la pneumonii, cum socate la ziua de azi, este azitromicina. Iarăși în stoc avem la 200 de cutie cât 3 pastile. Și la fel și alte antibiotice care dumneavoastră le vedeți aici pe raft. Aici sunt numai tabletate. Pe lângă asta mai avem preparate, fiindcă după câte acum se află, sunt mulți pacienți care provoacă reacția adversă, și anume dureri de stomac, spasme. Pentru asta este preparatul Lansoprazolul, este preparatul Famotidinul sau Quamatil, alții îl cunosc, Spasmoverina sau Spasmalgonul, care alții îl știu. Deci, evident, pancreatina, espumizanul, că au balonări, au diaree. Azi am făcut comandă de loperamid, de stop de ar, mâine îl primim și o să fie eliberat prin secții. La fel este cărbunii, este malaox, este omeprazol. Aici la noi este secția de parafarmaceutică. Cutiile care le vedeți sunt seringi de tot felul, de 2, de 5, de 10, de 20.
binturi, bandajuri, vată, în partea asta la altă, tifon la metru, acum îl primim la 10 metri, iarăși vată, binturi. Mă, ne gândim că o să fie probleme cu măștile, ca să le facem singur din bin, dar slava Domnului avem. Aici de acum, pentru secții, tot ce e nevoie, seturi, aci, catguturi. Iată, vedeți? Eu mă gândesc că nu trebuie de făcut panică, nu trebuie de făcut zarbă, că medicii nu au ce lucra, că nu îi sunt medicamente în farmacie, că le dau Bromhexin. Suntem în a doua secție tot de parafarmaceutică, care este de bază. Deci sus, acolo ia, avem seturi de halate, aici sunt bonete, aici sunt halate nesterile. Azi dimineață chiar s-au eliberat 700 de halate, s-au dus prin secție, iată așa de genul ăsta, halat steril. Și apropo, 109 lei costă un halat, ca să vă spun așa. Deci tot de aici se dă o vizoare pentru medici, ei de acum singuri, pentru surori medicale, cutii de incinerare. La fiecare secție este dotată termometri fără mercur, termometri electronice, mănuși, bahile, bonete și combinezoane. Evident că tot ce avem în stoc e maximum pentru 4 zile. Mai departe, am rugat administrația orașului, administrația raionului să ne ajute să scătăm anume combinezoane de protecție, echipament de protecție pentru medici, pentru surori medicale, care le-am căutat tot Chișinău, nu mai are nimeni niciun depozit, tot așteaptă să primească dintre aceeași China, că numai ei le fac, dar am intervenit chiar azi dimineață cu agent economic de la noi din oraș, Oxana Martiniuc. Este o firmă italiană care e alocată în regiunea Furșetului și au acum la moment o comandă de la Ministerul Sănătății pentru a coasă așa combinezoane de care avem și noi nevoie. M-a bucurat faptul că dumneei are aviz sanitar pentru dânsele, am încheiat contract și de seară o să avem 100 de combinezoane, ne le coasă și o să le primim. Evident că cu asta e o leacă mai problematic, dar tare mult sperăm că și Ministerul Sănătății de la Chișinău ceva centralizat ne-or trimite și pentru noi. Deci avem dezinfectante pentru mâini, butelile cele de 5 litri, sunt 2 tone jumătate de litri și avem butelii pentru de 5 litri canistrele care le vedeți albe, e dezinfectant pentru suprafeță, cu hlor. Pe lângă asta mai avem dezinfectante care de acum le folosesc prin secție, iarăși dezinfectanți pentru suprafețe, dezinfectante pentru instrumente. Până la ziua de azi, în Republica Moldova au fost confirmate 956 cazuri de COVID-19. Dintre acestea, 126 sunt la Soroca. Totodată, la Soroca s-au înregistrat 2 cazuri de deces, iar 4 persoane au fost tratate. La moment, sub supraveghere medicală, sunt 659 de persoane. A fost la un pas de tragedie. O femeie de 36 de ani din orașul Bender a fost cât pe ce să-și piardă viața într-un incendiu izbucnit în gospodăria sa. Totul s-a întâmplat după ce aceasta a dormit cu țigara în mână. Astfel, patul a luat foc. Femeia a fost trezită de vecini care au văzut fumul ce ieșea de pe geamul odăii. Proprietara a reușit să iasă din casă și să cheme pompierii. Salvatorii au stins focul în câteva minute, însă patul a ars complet. Stăpâna casei a recunoscut că fuma înainte să adoarmă. Cazul se documentează. Un tânăr în vârstă de 29 de ani din orașul Cricova a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că a omorât o femeie și a aruncat cadavrul într-o mină părăsită. La locul faptei s-a deplasat grupa operativă a Inspectoratului de Poliție, precum și medicul legist, pentru inițierea investigațiilor. În cadrul cercetărilor, oamenii legii au identificat femeia care s-a dovedit a fi în vârstă de 35 de ani, originară din orașul Cricova. În cadrul examinării
vizuale, medicul legist a depistat urme de violență pe suprafața corpului, îndeosebi în regiunea capului, înaintând versiunea unui omor intenționat. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au identificat și reținut făptașul, fiind escortat la inspectorat pentru audieri. Forțele de ordine au stabilit că victima a venit în ospeție la tânăr, unde acesta locuia, și au consumat băuturi alcoolice, iar ulterior între ei s-a iscat un conflict care a degenerat în bătaie, iar loviturile primite i-au fost fatale. Tânărul este cercetat penal pentru omor. El riscă să stea după gratii de la 15 ani la 20 de ani sau detenție pe viață. În regiunea transnistreană au fost înregistrate 6 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, astfel bilanțul a ajuns la 49. Printre noile cazuri confirmate se numără femei cu vârsta de până la 50 de ani, dar și o tânără de 22 de ani. Unul dintre pacienți este în stare gravă, fiind conectat la aparatul de ventilație. În total, la Spitalul de Boli Infecțioase sunt internați 54 de pacienți. Potrivit autorităților din stânga Nistrului, printre cei infectați sunt și lucrători medicali. Cel mai probabil, aceștia au contactat virusul la locul de muncă. Totodată, autoritățile din stânga Nistrului anunță că există o persoană care practic a fost tratată de coronavirus. Primul test de după tratament a ieșit negativ. Dacă și cel de-al doilea test va arăta același rezultat, pacientul va fi externat. În data de 7 aprilie, creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc Buna Vestire. În popor se mai numește Blagoveștenia. Este ziua în care Arhanghelul Gabriel i-a vestit Sfintei Fecioare Maria Călvanaștea pe Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Această sărbătoare are o dată fixă și marchează exact 9 luni până la Crăciun, adică până la nașterea Domnului. În contextul pandemiei de coronavirus, bisericile din Isporeni nu au fost deschise pentru ca creștinii să asiste la serviciile divine. Astfel, enoriașii au sărbătorit în familie și s-au rugat acasă pentru sănătate și liniște în țară. Buna Vestire este una dintre sărbătorile în care biserica dă dezlegare la pește, iar tradiția spune că acela care gustă pește în această sărbătoare se va simți tot anul precum peștele în apă. Tradiția mai spune că în această zi oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat. Blagoveștenia este cunoscută și ca ziua cucului, deoarece cucul începe să cânte și astfel anunță sosirea efectivă a primăverii. Cine îl audă trebuie neapărat să aibă pe el haine curate și să fie vesel, iar în buzunare să aibă cât mai mulți bani. Astfel va avea un an bun și prosper. Străbunii credeau că cine se ceartă în această zi va avea necazuri tot anul. Atenție! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de îngheț. Potrivit sinopticienilor, codul intră în vigoare miercuri 8 aprilie și este valabil până pe 9 aprilie. Prognozele arată că în orele nocturne și ale dimineții pentru 8 și 9 aprilie vom avea temperaturi de minus 1 și minus 5 grade Celsius. Înghețurile se vor menține la suprafața solului și izolat în aer. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!